cu știri pozitive la Moldova 1. Și astăzi venim cu vești bune. Sunt atâtea istorii adevărate de spus și atâtea experiențe de relatat despre oameni care își fac munca cu pasiune. Și credem că anume aici este locul potrivit pentru a vi le arăta și vouă. Ana Felicia Scutelnicu, o regizoare din Moldova, a obținut în noiembrie anul trecut premiul pentru cel mai bun film de scurt și mediu-metraj la Festivalul Internațional de Film din Roma. La începutul acestui an, Ana Felicia a obținut și premiul pentru cel mai bun proiect la Festivalul de Film din Trieste, Italia. În fond, eu aș vrea să fac filme care nu au naționalitate, dacă să fim sinceri. Deci ele trebuie să fie universal umane, care pot să uite și oamenii din Africa sau din America Latină sau din Est sau din Vest și să se recunoască în filmele alea sau o temă, o emoție din viața lor care ei o cunosc la fel de bine ca și noi. Pur și simplu la noi ea e poate mai nudă, mai brută încă o materie, care încă nu e acoperită cu atâtea straturi de măști ale civilizației. Deci la Trieste a avut loc prezentarea ca un fel de bursă de proiecte între Europa de Est și Europa de Vest, unde au fost selecționate 23 de proiecte, au fost invitate echipele, de obicei producătorul și regizorul, unii erau doar producătorul, deci fiecare era prezent cum putea. Și duminică a fost pregătirea pentru pitch, luni a fost prezentarea proiectelor, pitch-ul, și marți a fost decizia. Deci noi eram încă acolo. Și am prezentat un proiect nou, că Anișoara, care vreau să filmez tot în Trebujeni, unde am făcut și Panihida, și să continu să lucrez cu Anișoara, care e o fetiță de acolo, care deja a fost în rolul principal în filmul din 2010. Și eu acum are 14 ani și vreau să fac o istorie de primii pași de la copilărie la maturitate. 4 anotimpuri. Cam asta am prezentat acolo și le-am arătat 2 minute de impresii de iarnă din Trebujeni, că i-am vrăjit la Trieste. Și am luat premiul. Dar deja m-au felicitat după pitch, pentru că le-a plăcut foarte mult. Foarte mult s-au apropiat. A fost un feedback foarte bun, într-adevăr. Și după asta au continuat felicitările. A fost public foarte bun, deci internațional, din diferite țări, finanțatori, distribuitori, producători, directori de festivaluri. Foarte fain public. Deci, într-adevăr, 60 de oameni care simțeai că ai cu cine vorbi. Am făcut contacte foarte bune pentru viitor. În fond, asta este cel mai mare premiu și câștig, când cunoști lume într-adevăr care poate să-ți fie utilă în realizarea și finanțarea filmelor în continuare. Deci nu numai la proiectul ăsta. Și într-adevăr am cunoscut lume foarte bună la Trieste. Au fost niște emoții nebune pentru că vineri pe 17 noiembrie a fost premiera mondială a filmului. Deci a fost prezentarea practic în ultima zi a festivalului. Și sâmbătă deja am aflat că am câștigat și a fost premierea. Deci premiera și premierea. În 2 zile din astea nebune, cu niște emoții nebune. Ceea ce e foarte plăcut pentru că totuși este un film destul de exotic și o temă foarte specială care este, bine, este o înmormântare, în fond absurdă, aș spune eu, o hiperbolă, pentru că este interpretarea mea cum se petrece procesiunea asta și în fond filmul e mai mult despre viață decât despre moarte, despre desemnarea oamenilor noștri cu moartea, știi? Cum stau ei cu ea la masă. Deci este ceva foarte natural. Moldova e o țară care provoacă un interes temporar, dar el este. Deci este curiozitate așa. A, Moldova? Dar e foarte repede trece. Germania, în general, e o țară fantastică pentru că este foarte deschisă față de străini și față de istoriile și destinele oamenilor din alte părți. Și noi facem parte dintr-un grup mare de imigranți și de străini care sunt în Germania și vorbesc despre ce îi doare.
Și sunt foarte multe fundații, forumuri care anume pun accentul pe relațiile cu Europa de Est, cu țările astea mici care se confruntă cu luptă de a supraviețui și de a se stabili economic cumva în ultimii 20 de ani. Și de-aia și am făcut acolo regie film și sunt contactele mele, majoritatea contactelor sunt de acolo. Și sper să mențin o continuitate în filmările mele, în filmarea filmelor mele, pentru că e foarte nasol când ai o pauză prea mare între două proiecte. Și cam asta e problema fiecărui cineast în ziua de azi, de unde n-ar fi el? Pentru că chiar dacă ai făcut un film care a avut succes cât de cât, asta nu ți aduce nicio garanție că o să-l poți finanța următorul film. Bine, eu am idei care ele sunt și sunt în spațiu, sunt cu mine, sunt pe hârtie, dar când lucrez concret la un proiect, eu îl duc până la capul și după aia încep următorul. Practic nu pot să-mi imaginez să lucrez la două paralel, pentru că toată energia și toată puterea mi se duce într-un singur proiect. Poți să faci un film de 10 ore, de 12 ore. Fiecare face cum vrea. Eu prefer să știu unde duce istoria asta, ce vreau să povestesc eu cu ea, care e emoția care vreau să rămână cu spectatorul după ce se sfârșește filmul. Și atunci, din asta, eu mi-au practic motivația să pornesc toată mașinăria asta din loc și să duc până la capăt, pentru că e foarte responsabilă decizia. Deci, dacă eu iau decizia să fac filmul ăsta, eu practic îmi definește următorul an, 2 ani din viața mea. În primul rând, eu vin la familia mea, acasă. Merg la Tribujeni, pentru că, într-un fel, din punct de vedere uman și ca regizor, e un loc foarte important, a devenit un loc foarte important în viața mea. Și întotdeauna trebuie să-mi găsesc un drum încolo. Și, în general, să merg pe la țară, pe la rude, să văd cât mai multă lume, să văd cât mai multă natură, să beau cât mai mult vin, să mănânc cât mai multă mâncare bună, asta e totul ce fac când vin acasă. Toate impresiile și multă energie nouă. Eu practic îmi încarc bateriile acasă, dar fiecare are pământul lui sau sursa lui de energie și pentru mine Moldova este așa sursă. De-aia întotdeauna mă întorc în Moldova. Fotografie ne vorbește și Lucia Lupu, studentă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Vreau ca oamenii să se trezească și să privească lucrurile din jur, pentru că ele au un farmec extraordinar, afirmă ea. A făcut prima fotografie cu telefonul de 3 megapixeli al tatălui ei și totuși fotografia adevărată se află în capul omului și nu în aparatul de fotografiat. Este idee despre fotografie a Luciei Lupu. Să nu-și uite la lucrurile care îmi conjoară, pentru că ele poate au un farmec extraordinar. Și visul meu, nu știu, e ca tinerii de vârsta mea să citească mai mult, să se interacționeze, adică
în condiții normale, nu pe internet. Aș vrea ca oamenii din jurul meu să aprecieze arta, pentru că desuori noi vedeam viața de zi cu zi că uite, eu am făcut o poză mega strălucitare cu sute de mii de blițuri și chestii genul ăsta. Dar ea de fapt nimic nu-ți spune. Ea ți-i dă pur și simplu o imagine statică, banală, cu, zicem, copat foarte frumoasă, dar care până la urmă ea-ți rămâne undeva în spate, în amintirile tale. Aș vrea ca lumea să înțeleagă că fotografia asta nu înseamnă lumini, nu înseamnă blițuri, nu înseamnă ceva spectaculos pe care tu nu poți să vezi în fiecare zi. Mă ocup cu fotografie de 4 ani, poate spun chiar și 5, pentru că prima experiență fotografică a fost cu telefonul lui tata, care avea, nu știu, cred că vreo 3 megapixeli. Și de atunci cred că a fost și început. La început a fost așa o inițiere pe un câmp foarte vag, așa foarte abstract, pentru că eu nu înțelegeam, nu știam niciun concept, nu aveam nicio idee ce înseamnă în general fotografie, pur și simplu am văzut că e o cale de exprimare și am putut cumva să îmi imortalizez lucrurile care mie îmi plac, care arată bine și asta mi-a dat așa un entuziasm. Eu am început tot mai mult să fotografiez și asta a fost așa un catalizator în an. Acum, iată, am ajuns la ideea că fotojurnalismul cel mai tare mă reprezintă, că vreau foarte mult să arăt prin fotografie cotidianul, oamenii și chiar în ultimul timp, nu știu, merg pe rutieră și mă uit la oameni și înțeleg totuși că este așa o mare farmec în cotidianul ăsta și în relația dintre oameni și lucrurile care le fac și relația dintre lucrurile cu care interacționez. Persoana care mi-a dat a doilea suflet în fotografie a fost domnul Pojoga, profesorul meu de fotografie de la Academie, care m-a făcut să văd latura asta frumoasă și spontană în fotografie. Și de atunci eu am început să simt că tot evoluez și lucrurile capătă cu totul altă viziune. În fotoaparat nu este secretul unei imagini perfecte, ci în ceea ce stă în capul nostru. Și cum spunea domnul Pojoga, poți să faci cu un telefon, poți să faci o fotografie demnă de apreciere internațională, poți să spun așa. Fotoaparatul, pur și simplu, este un instrument care te ajută pe tine să te exprimi și să îți exprimi atitudinea față de lucrurile care le-ai văzut. Pentru mine a fost foarte complicat un timp că mi-e greu să duc fotoaparatul. Până într-un moment dat când am realizat că totuși nimic nu compensează satisfacerea care tu ai când prinzi cadrul celălalt care tu așa de mult l-ai așteptat și ai făcut fotografie aceea și am hotărât că uite, eu o să jertfesc confortul zilnic decât să nu mai să-l duc în spate. Ca și conținut estetic, prima mea peliculă negru mi se pare cea mai bună. Pentru că eu a fost așa, într-adevăr, mi-a dat oarecare satisfacție când am văzut ce a ieșit din trânsă. A fost ceva foarte, foarte spontan, foarte sincer și anume lucrul ăsta cu pelicula pe mine mă fascinează, pentru că tu ai doar o șansă ca să ai un cadru bun. Am observat că în ultimul timp mă regăsesc în alb negru. Nu știu, e mult mai simplu în primul rând, arată mai bine, cumva ne transpune în altă epocă, eu tot timpul am avut un pasiune pentru alte vremuri, numai nu a noastră. În satul Coșnița, la Ionul Dubăsar, printr-un efort comun al comunității și Fundației Este Europene, a fost renovată sala de sport pentru copiii mai mici de la liceu. Am făcut-o pentru copiii noștri, spun adulții. Mărturiile acțiunilor comune în beneficiul copiilor vi le prezentăm într-un subiect care poate reprezenta doar parțial bucuria de a face lucruri bune în localitatea proprie. Avem nevoie de un copii care sunt deștepți, dar totuși avem nevoie și de copii sănătoși. Și copii sănătoși îi putem face numai datorită sportului, când ne sportul în fiecare zi. Mă numesc Grafic Alexei, sunt reprezentant al Asociației Obșești Indicu din satul Coștia, raionul Dubăsari. Cu suportul Fundației Este Europene, noi am reușit să
inițiem un proiect local denumit Citius Altius Fortius, în scopul căruia este promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor. Și ca prioritate acestor doleanțe a fost aleasă pentru completarea formularului de aplicare și înaintarea proiectului spre Fundația Europeană, proiectul amenajării unui SL pentru activități sportive pentru elevii claselor primare. Deci a pornit problema. Făceau împreună și cei mai mari și cei mici, pe timp de iarnă sau pe timp păios, împreună făceau educație fizică. Dar chiar și mulți lor chiar nici nu încăpeau. Da, și nu încăpeau deoarece erau 3 clase. În primul rând, podelii era un dezastru, ferestrele tot așa. Da, iluminarea tot de obște era de căzut. Lucrările au durat câteva luni de zile. Mijloace erau puține, de aceea, grație asociației știști Indigo și celor asociații care colaborează cu mine și noi avem ceea ce avem acum. Noi am schimbat acolo ferestrele din cadrul proiectului, ușa de la intrare, codul de iluminat, deja avem cu ea la armatură. Am pus niște protecții la calorifere, pentru să nu înțească ceva pentru copii. Angajați la firmă care a făcut construcție erau oameni din sat și înțelegi că s-au stabilit să facă lucru frumos, bine, calitativ și pentru copii, nu? Locala s-a modificat cu ceea că a făcut lucrări aderente. Spun că de Consiliul Regional a fost câștigat un proiect de reparație capitală a Casei de Cultură. În curând trebuie să demarez lucrările și sperăm că anul acesta va fi dat. Și luni nou. Datorită faptului că avem sala de sport, copiii au ne trece orele acestea, putem trece orele după la nivel, așa cum cere domnul curiculul. Și părinții sunt bucuroși și elevii cu atât mai mult. Plouă, ninge, noi avem unii ne ocupa sportul. Când au intrat prima dată, ei nici nu s-au așteptat la așa o sală frumoasă. Toți au rămas cu gurile deschise, toți se bucurau, au început să se cațăre pe toate scările care sunt puse acolo, erau bucuroși de tot echipamentul sportiv care l-au văzut nou. Avem nevoie de un copii care sunt deștepți, dar totuși avem nevoie și de copii sănătoși. Și copii sănătoși îi putem face numai bucurită sportului, când ne... Acestea au fost știrile pozitive din ediția de astăzi. Să ne auzim de bine, Moldova!